Mulțumesc, Dorina, bun găsit tuturor. Da, elevii în marea lor majoritate vor reveni în bănci, dar în localitățile în care rata de infectare este mai mare de 1 la 1000, școlile vor funcționa mai departe în online. Discutăm despre toate acestea cu Sorin Câmpeanu, ministrul Educației. Începe tema zilei. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Și vă mulțumesc pentru prezența la telejurnalul TVR1. V-aș propune pentru început o radiografie scurtă a momentului, unde ne aflăm cu școala din punct de vedere al formei de predare. Despre conținut vorbim mai apoi. Câți elevi în clasă, câți acasă? Săptămâna viitoare, peste 2.600.000 de elevi, dintr-un total de 3 milioane, vor putea merge la școală cu prezență fizică. Este vorba de elevii care învață în cele 2.527 de localități, care astăzi, 14 mai, vineri, funcționează în localități în care rata de infectare este mai mică de 1 la 1000. Poate procentul ar fi mai ușor de asimilat de public. 90%? 90%, 90%. Deja merg în 654 de localități sunt peste rata de infectare de 1 la 1000. Bucureștiul, spre exemplu, este la 1,21 la 1000. Elevii claselor a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a și a 11-a din aceste localități, din păcate, săptămâna viitoare, 17-23 mai, vor face școală în sistem online. Deci toți ceilalți elevi, chiar și din aceste 654 de localități, vor putea să meargă la școală cu prezență fizică. Este vorba de circa 300.000 de elevi care nu vor putea merge la școală cu prezență fizică din cauza ratei de infectare de peste 1 la 1000. Da, în general, toți vor ști dacă merg sau nu în bănci la școală în funcție de rata de infectare din localitatea respectivă. Asta va fi, nu, practic, asta este condiția. Regula din da, ordinul când vor comun... afla? Când vor ști că se duc sau nu la școală elevii? Da, astăzi deja știu. Astăzi e astăzi, vineri. Bun, astăzi, dar săptămâna fiecare vineri? Deci, conform Ordinului Comun de Ministru Educație Sănătate, scenariile se bazează pe rata de infectare din ziua de vineri precedentă săptămânii în care se aplică aceste scenarii. Deci, astăzi, 14 mai, avem situația pe care v-am menționat-o, 2527 de localități sub și 654 peste 1 la 1000. Știm exact cine poate să meargă deci la școală toată săptămâna. Vineri și săptămâna viitoare vineri vor vinerea, ști pentru cealaltă. Vinerea viitoare, 21 mai, este o zi de sărbătoare mare. Să sperăm că vom avea o confirmare a trendului descendent al ratei de infectare în cât mai multe localități din cele 654 care sunt astăzi peste 1 la 1000, inclusiv Bucureștiul, care este foarte aproape de 1 la 1000, 1,21 la 1000. Dar până pe 21 vine 19 și știți că pe 19, cu ceva timp în urmă, spuneați că veți face o analiză. Da. Da, da. Vă mențineți ideea, o analiză prin care să decideți, dacă e cazul, să generalizați prezența în clasă, indiferent de rata de infectare. Președintele Iohannis spunea ieri că școala va rămâne dependentă de aceste scenarii de rata de infectare. Dar nu există nicio contradicție, pentru că odată cu confirmarea trendului descendent, din ce în ce mai multe localități, să sperăm că toate vor funcționa în scenariu verde, deci se va putea merge la școală cu prezență fizică până pe 25 iunie, când se cheie semestrul 2. Iată că acea vacanță extinsă în primăvară, în care, în cel mai bun caz, predarea s-ar fi putut face online, se transformă în posibilitatea de prezență fizică în școală între 18 și 25 iunie. Semestrul 2 ar fi trebuit să încheie pe 18 iunie, așa se va încheia pe 25 iunie. În aparență sună liniștitor. Cât poate fi de liniștitor. Da, și declarația președintelui și ceea ce spuneți dumneavoastră, faptul că școala e foarte probabil să se încheie cu toți elevii în bănci. Dar dacă ne gândim că asta s-ar putea să întâmple în ultima zi sau în ultimele zile, nu mai sună chiar așa. Adică nu prea ne ajută cu nimic. Să sperăm că nu. Că vor fi în ultima zi toți în bănci. Nu, în urmă cu mult timp, Bucureștiul era la o rată de infectare peste 7, acum este la 1,21. 1,21 este foarte aproape de 1, continuându-se trendul descendent, suntem cu o probabilitate foarte mare de prezență fizică a tuturor elevilor încă de săptămâna viitoare. Iar săptămâna viitoare începe pe 24 mai. Că tot vorbim noi despre sfârșit. De pe 24 mai până pe 25 iunie e ceva mai mult timp. Fiecare, de altfel, fiecare săptămână, fiecare zi de prezență fizică în școală contează enorm, pentru că pierderile au fost foarte mari și prezența fizică în școală este singura care poate să limiteze aceste pierderi și mai mult să ne dea șansa recuperării atât cât se poate a acestor pierderi. Evaluăm imediat pierderile. Până atunci, pentru că tot eram, ne uitam așa în perspectivă către sfârșitul anului, spuneți-ne dacă vor avea loc serbări la sfârșitul anului, dacă copiii vor putea duce flori, pentru că știm că la început de an n-au putut să o facă.
cum arată sfârșitul? Da, de asemenea știm că de 1 și de 8 martie au putut să ducă flori, dacă ne amintim bine. Tot așa, dacă ne amintim bine, încă de acum aproape 6 luni, de la preluarea mandatului, am militat zi de zi pentru reluarea școlii cu prezență fizică. Suntem acum la 90% posibilitate de prezență fizică. Sper că se observă trendul coerent al acestor demersuri. Se vor face serbări, spuneți, la sfârșit. Cât privește posibilitatea de a organiza evenimente de final de an școlar și de ciclu de învățământ, sunt lucruri importante în viața fiecărui elev. Recunosc că nu am avut încă o consultare specifică pe acest subiect cu Ministerul Sănătății, dar vom avea o consultare pe acest subiect. Cât va influența vaccinarea, rata de vaccinare, tot acest proces al revenirii la normalitate în școală? Mult, mult. Alături de rata de infectare, progresul vaccinării este extrem de important pentru reluarea școlii cu prezență fizică în condiții de siguranță sanitară. Și aici vă referiți la profesori, mai ales, pentru că copiii, deocamdată nu se știe nimic cu privire la vaccinarea copiilor. Să știți că sunt peste 10.000 de elevi de 16 ani, sunt peste 13.000 de elevi de 17 ani și peste 20.000 de elevi de 18 ani care au dorit să se vaccineze și s-au vaccinat. A fost o inițiativă proprie. E vorba de elevi cu vârsta de peste 16 ani. Vom vedea mai departe în ce măsură va fi autorizat în Europa vaccinul pentru, în Europa și mai apoi în România, pentru elevii cu vârstă mai mică de 16 ani. Da. Însă, problema refer... e la profesori mai mult decât la copii. Profesorii sunt doar jumătate dintre ei vaccinați. Nu, vă rog, vă rog mult. Nu. Nu. Cum? Nu spunem doar. Nu spunem doar pentru că profesorii sunt cea mai numeroasă categorie socioprofesională din perspectiva vaccinării. Nu o să găsiți o altă categorie cu un număr mai mare de persoane vaccinate. Nici măcar în domeniul sănătății nu sunt mai mulți în valoare absolută. Deci avem peste 50% din profesori vaccinați și mă refer la cei care se pot contabiliza în platforma de vaccinare. E drept, dacă ne referim la total personal din învățământ, în platforma de vaccinare sunt puțin peste 44%. E adevărat. Însă aș vrea să luați în considerare un lucru. Odată cu flexibilizarea procesului de vaccinare, cu deschiderea unor centre dedicate, cum au fost în București, la Biblioteca Națională, la Sala Palatului, peste tot în țară, din fericire, s-au organizat maratoane ale vaccinării. De asemenea, e din ce în ce mai frecventă prezența drive-thru-urilor în care se pot vaccina. Din dorința de a flexibiliza procesul de vaccinare, de a scurta timpii de așteptare, o dorință firească, s-au redus numărul de întrebări la care cei vaccinați trebuie să răspundă. Nu mai face parte din acest set de întrebări apartenența la un anumit segment, în cazul de față învățământ. Deci sunt mult mai mulți cei care s-au vaccinat, angajați din învățământ, sunt mult mai mulți profesori care s-au vaccinat, însă nu se pot evidenția în platforma națională de vaccinare gestionată de STS, pentru că nu au fost întrebați dacă lucrează în învățământ sau nu. Asta e o informație, asta ce e bine, putem face noi și ce putem face noi, Ministerul Educației, și vom demara de luni, este greu, este laborios, dar suntem obligați să o facem și o vom face. O chestionare a tuturor celor 17.000 de școli și a tuturor celor 100 de universități pentru a avea o evidență proprie la nivelul Ministerului Educației, nemai având posibilitatea de a extrage din baza de date a Platformei Naționale de Vaccinare a acestei informații. O vom face și o vom face chestionare adresată personalului didactic, în general, să răspundă dacă s-au vaccinat sau nu. Didactic pe de-o parte și didactic auxiliar și nedidactic pe de altă parte. Și când vă gândiți să centralizați toată această muncă? Deci este vorba de lansarea unor chestionare care vizează o situație dinamică, se schimbă de la o zi la alta. Sperăm ca pe parcursul săptămânii viitoare să avem o informație relevantă pe care să o putem prezenta public. Deci vedeți că până la urmă și noi, presa, ca slujitori a interesului public, ca autorități, mergem către acest segment, către această zonă de îngrijorare cu privire la situația de vaccinare din școli, pentru că e normal ca profesorii mai toți să fie vaccinați. Știm, copiii nu pot fi, dar pot fi transmițători de coronavirus. Sigur, nu vorbim de acele nevaccinați. Nu vorbim de acele situații care au contraindicații specifice, certificate medical. Da. Acelea, înțelegem cu toții că sunt cazuri speciale. Așteptăm cu interes rezultatele acestui
acestui chestionare, dar mă uitam aici pentru că tot vorbeam și nu vreau să închidem capitolul. E o declarație de ultimă oră a directorului OMS, Organizația Mondială a Sănătății, care îndeamnă țările să renunțe la vaccinarea copiilor și adolescenților împotriva COVID-19 și să doneze dozele țărilor sărace. Așa cum merg lucrurile, al doilea val al pandemiei va fi mult mai mortal decât primul, avertizează directorul OMS. Deci să nu ne mai gândim la vaccinarea copiilor, adolescenților, să donăm dozele țărilor sărace. Comentarii? Dați-mi voie să mă abțin. Da. Bun, mergem mai departe la ce ne-am propus. Vreau să vă răspund totuși. Haideți, vă rog. Urăsc sintagma la acest lucru, nu mă pricep, dar părerea mea este că. Dacă nu mă pricep, vă scutesc pe dumneavoastră și pe telespectatori de părerea mea. Da, nu știam de această informație. Mi-a venit în această seară, da, cred că două ore este. O să mă consult și eu cu cei care sunt în măsură să ne clarifice. De aceea am și vrut să o comentăm. Bun, dar haideți să mergem că la ce ne pricepem, bănuiesc, nu? Că da. De aceea sunt ministru al sănătății, al educației. Am vorbit despre sănătate până acum. Educația, vorba de materia pe care o parcurgeam. Am văzut care e situația în formei de predare, acum să vedem al conținutului. Cât din materie a fost parcursă din programă în momentul de față și asimilată? S-au făcut eforturi mari. S-au făcut eforturi atât de către profesori cât și de către elevi. Profesorii au fost obligați, practic, să predea fără să fi fost pregătiți pentru predarea online. Elevii, de asemenea, au avut dificultăți cu privire la, nu știu, conectivitate sau cu privire la disponibilitatea echipamentelor IT. De partea de soft, de inexistență, platforme de evaluare și examinare dedicate, nici nu mai vorbesc. Oricum nici în școli nu era situația prea bună. În laboratoare tocmai ați constatat că nu erau dotări în multe școli din Ilfov. Ați făcut acum. Problemele cronice, din păcate, așa se întâmplă pe timp de criză, problemele cronice sunt evidențiate și amplificate de perioadele de criză. Ceea ce s-a întâmplat și în sistemul de educație din România. Pe de altă parte însă, pierderile au fost mari și foarte mari în orice sistem de educație din această lume, inclusiv în cele mai avansate sisteme de educație. Nimeni nu a fost pregătit pentru așa ceva. Profesorii români totuși au făcut eforturi pentru a încheia anul școlar cu bine, înțelegând că pierderile sunt mari și foarte mari. Încercăm să le recuperăm. Ministerul Educației susține continuarea programului de ore de recuperare, Programul Național de Ore Remediale, pe tot parcursul anului școlar cât viitor. Cât e în procente de recuperat din materie? Mult. 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 Ce înseamnă mult? Jumătate? Un sfert? Adică chiar ne interesează unde stau copiii în momentul pierderile, de față. Pierderile, un singur lucru pot să vă spun sigur, că pierderile sunt mari. Mai apoi ele sunt neuniform repartizate în teritoriu, de la o școală la alta, de la o zonă la alta, în aceeași școală, de la o clasă la alta și în aceeași clasă, din păcate, de la un elev la altul, în funcție de ce condiții și ce acces au avut la posibilități de pregătire. Aș vrea să remarc totuși efortul pe care elevii, în pofida acestor dificultăți, l-au făcut pentru a se pregăti fie și numai pentru materiile de examene naționale, pentru că anul acesta am putut organiza simularea atât la clasa 8-a cât și la clasa 12-a cu prezență fizică. Iar rezultatele pentru disciplinele de examen au fost, în mod surprinzător, mai bune decât rezultatele din anii 2016, 17 și 18, când n-am avut condiții de criză. Nu le-ați dat mai ușor. Iar asta vreau să vă spun. Iar subiectele, dimpotrivă, la evaluarea națională, dacă vă amintiți, am fost acuzați că am dat subiecte mult prea grele pe care nu o să le rezolve nimeni la proba de matematică. Și totuși rezultatele au fost mai bune. Asta arată că, într-adevăr, perioada de criză scoate ce este mai rău la suprafață, dar în același timp scoate și ce este mai bun, și anume disponibilitatea și puterea elevilor de a se pregăti măcar pentru disciplinele care sunt vizate la examenele naționale. Dar pentru examenele acestea, examene, un simulăr de asta dată, da. Evaluarea națională, bacalaureat, care începe prima sesiune pe 22 iunie, evaluarea națională, și prima sesiune de bacalaureat pe 28 iunie. Vor fi testele mai dificile, mai ușoare, pentru că anul trecut în pandemie, tot în pandemie, știți foarte bine, s-a dat, după părerea unanimă, mai ușor copiilor. Acum vă gândiți la aceeași rețetă? Oricum, un lucru este clar, vor fi susținute cu prezență fizică la datele pe care vi le-am precizat. Pentru evaluarea națională va fi organizată o a doua sesiune la două săptămâni după prima sesiune, în zilele de 5, 6 și 7 iulie. Sigur, asta va genera o întârziere cu privire la repartizarea finală a elevilor în licee de pe 16 iulie până pe 24 iulie. Și la bacalaureat vom avea două sesiuni, sesiunea de vară și sesiunea de toamnă.
iar programa examenelor de evaluare națională și de bacalaureat a fost adaptată specificului acestui an. A fost... Ce înseamnă asta? Adică vor fi totuși subiecte ceva mai adaptate, ușurele decât... Una este să adaptezi programa și alta este să modifici nivelul de dificultate al subiectelor. Uh-huh. Acest nivel de dificultate nu va fi modificat. Mai mult decât atât, structura subiectelor pentru evaluarea națională va fi, pentru prima oară, asemănătoare cu cea a testelor PISA, lucru care ne pregătește pentru testele PISA de anul viitor. Anul viitor vor fi teste PISA? Anul viitor vor fi teste... Ele se dau la interval de cât? Câțiva ani? 4 ani, nu? Parcă. Exact. Anul acesta sunt organizate pretestările PISA. Și am reușit să obținem organizarea acestor pretestări PISA cu prezență fizică. Ele au început să se deruleze încă de acum 10 zile. S-au organizat în București, în Călăraș, în Giurgiu, în Sibiu, în Dâmbovița, în Bacău. Sunt județe în care deja au fost derulate aceste pretestări. Încă nu avem rezultate. Încă nu avem rezultate, pentru că în momentul în care vom încheia exercițiul național de pretestare, atunci vom avea rezultate și, desigur, le vom face publice. Problema e următoarea, că potrivit analizelor în țările care... Pretestarea se va încheia pe 4 iunie. Pe 4 iunie. Iunie. În țările în care exista, conform testelor PISA, un nivel de educație mai scăzut, adică țările mai puțin performante în educație, cum e și România, că nu suntem chiar în fruntea... Din perspectiva rezultatelor PISA, nu suntem deloc în frunte. Perspectiva testelor PISA, nu suntem deloc în fruntea clasamentului. Corect. Tocmai legătura asta era. Din această perspectivă, culmea, în aceste țări, s-a făcut mai puțină școală în perioada asta de pandemie. Nu cumva e un pericol, adică nu vă temeți că ar putea aceste teste acum PISA să arate un decalaj, o mărire a decalajului, decalajul exista, după cum vorbeam, o mărire a decalajului. Evident că ne temem. Din cauza acestor absențe, întreruperii școlii pentru atâta timp. Evident că ne temem, cu atât mai mult cu cât în România durata cursurilor este printre cele mai scăzute dintre toate țările OECD. Sunt puține țări care au o durată a cursurilor mai mică. Dădeam exemplu Germaniei, care are 42 de săptămâni de școală, în raport cu România, care are 34 de săptămâni de școală. Și atunci luați ce e diferența de, făcut, de 8 săptămâni, înmulțiți-o cu 12 ani și veți vedea că un elev din Germania stă cu 2 ani și jumătate mai mult în școală decât un elev din România. Și nu știu dacă se corelează sau nu situațiile. Și ce e de făcut? Nu știu, uite, au existat voci că, potrivit cărora ar trebui prelungit anul școlar acum, mai mult în vară, și început cel viitor mai devreme. După cum știți, am încercat să propun prelungirea acestui an școlar până pe 2 iulie, cu 2 săptămâni. Nu au fost acceptate cele 2 săptămâni. A fost acceptată o singură săptămână, prelungire de pe 18 iunie până pe 25 iunie. Asta nu ne împiedică să propunem pentru anul viitor o consultare publică, aducând argumente pentru importanța duratei cursurilor, în așa fel încât anul școlar 2022-2023 să poată avea o durată mai mare a perioadei de cursuri. O să prezentăm tuturor celor interesați aceste argumente și sperăm să avem succes. Dar până atunci, toamnul 2021 s-ar putea începe mai devreme? Această pandemie ne-a afectat din multe perspective. Lipsa de predictibilitate a fost una din perspectivele în care ne-a afectat cel mai grav. Am fost nevoiți să luăm decizii în timp foarte scurt. Nu avem de gând să modificăm structura anului școlar 2021-2022. Începerea este pe 13 septembrie. Toate lucrurile sunt clare în monitorul oficial. Sunt agreate cu reprezentanții elevilor, profesorilor și părinților. Nu avem de gând, din motive de predictibilitate, să modificăm structura pentru 2021-2022, dar dimpotrivă insistăm să propunem variante de modificare măcar pentru 2022-2023. Domnule ministru Sorin Câmpeanu, vă mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc la TV. Și eu.